Alimentele de la Uniunea Europeană care au rămas pe stoc au fost începând de ieri redistribuite. În jur de 300 de persoane care beneficiau de aceste ajutoare nu au venit să le ridice și tocmai de aceea Serviciul de Asistență Socială din Cernavodă a dat startul redistribuirii alimentelor. Un număr de 300 de persoane nu au venit să-și ridice ajutoarele de la Uniunea Europeană, iar noi am făcut astăzi o redistribuire a acestor alimente, ajutoare pe care le-au primit persoanele asistate social. Cernavodenii nevoiași care nu trăiesc decât din ajutorul social au venit dis de dimineață și s-au așezat la coadă pentru a fi siguri că intră în posesia alimentelor. Aceștia spun că produsele sunt foarte bune, mai ales că acum se apropie și sărbătoarea Paștelui. Dimineață, da, fiindcă sunt foarte necesare și bune. Și ajută pe cei aflați? Ajută pe cei, da. Știți ce se dă? Ce alimente primesc cei de aici? Ulei, făină, bulion, conserve. Deci cele rămase de la Uniunea Europeană care nu s-au distribuit. Da, da. Sunt foarte bune. Sunt folositoare? Credeți că îi ajută? Sunt, foarte. Sunt. Am venit, dar nu iau domnișoară, că eu am o pensie de urmare de 3 milioane jumate și eu ajut o femeie bătrână că să fac un bine. Dar nu iau. Nu sunt iau. Bune alimentele acestea? Ați folosit? Rândul trecut am luat și a fost foarte bune. Ce, da. ce se dă? Ce primesc oamenii aici? De ulei, zahăr, făină, da. Eu nu. De toate. Și e bune pentru ei că te are ajutorul ăsta social și le prinde bine acum de Paște. Mai ales că vin și sărbătorile. Da, și vin și sărbătorile. Am venit să iau ajutoare. Cum vă sunt, doamnă? Sunt folositoare acum înainte de Paște? Da, doamnă, e foarte bune că ne-a dă. Noile pachete cu ajutoare alimentare conțin făină, mălai, zahăr, ulei, zacuscă, roșii în suc propriu, conservă de carne de porc și miere de albine. Redistribuirea ajutoarelor care provin de la Uniunea Europeană a continuat și astăzi la Cernavodă.